Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod de ETS Convoi alături de Alex. Salutare! Salutare Alex, salutare! 534 de kilometri am evitat să iau o cursă atât de lungă, sincer, doar că tot la 500 de kilometri am ajuns, pentru că nu găsim curse pe drumuri care să nu se repete. Știți foarte bine că am discutat și data trecută că nu vrem să mergem pe aceleași drumuri, vrem să explorăm mapa și asta înseamnă să mergem pe drumuri pe unde nu am mai fost. Da, că se mai întâmplă să mai mergem pe 100 de kilometri, o porțiune de drum. Aie. Astăzi avem o livrare de la Gdansk până la Berlin. Mergem până în Germania la Berlin, trecem pe lângă Poznan și probabil să fie o cursă destul de greoasă pentru că nu cred că o să avem autostradă atât de multe. Eu sper să avem, transportăm niște chimicale. Abar, nu ce transportăm aici, Alex știe. La ce tir ai tu? Eu am un super tir, băieți, are 800 de cai putere. E super, nici nu se vede, măcar că e întuneric bez. Alex are un Volvo de 200 de cai. Hai, du-te în față tu. El a schimbat tirurile acum. Dar nu se vede că e întuneric, nu se vede nimic. O, este cu un Volvo, mă băieți, că noi suntem mai săraci așa, nu ne suntem pe borbaro să neală ca Alex. Să avem tiruri de sute de cai. Cu ce ești tu? Cu Renault. Am înțeles că tu ești cu Volvo. Nu, se ține că ești cu Volvo. Hai să ne băgăm pe banda asta, că văd că trebuie să virăm la stânga mai în față. Roșu! Trec pe roșu, eu nu contează. O, mă, cât e în jur copiii. Ușor, 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 că intru în remorca ta. O, leacă, mai aveam și în nu fi. Că nu știu cât ora a trecut, n-am dat aproape nimic. Ia uite-mă cum plec. Stai că eu mă uitam în altă parte, am plecat mai greu. Oricum plec mai greu, de-abia am 20 la oră. Am 50. Eu am 25, 30 acum. Deci tu când aveai 50, eu aveam 30, cam asta e diferența. Deci diferență de vreo 20 de kilometri pe oră în accelerare. Vreme că e roșu. Dar știu ai mă că eu sunt pe la dușmatea drumului. Eu încă n-am ajuns la semafor. Tocmai acum ajung la semafor. Am ajuns și noi acum în spatele lui Alex. Ne-am lipit de Alex. E clasic Renault ăsta băieți, nu e... Ne cumpărăm un Renault de ăsta, Alex? La început? Da. Consumă puțin. Da mă, dar tu cu 500.000 ce faci? Ți-ai Renault la 90? Păi une, cu tuning, cu toate alea. Dar chiar mă uite, când ne cumpărăm camion trebuie să băgăm și alea de tuning. Da, da. Am altă bătaie de cap și acum. Adică tuning, adică putem să facem cu motor mai mare, nu? Nu neapărat, depinde ce camion ne luăm, dacă suportă modul camionul. Trebuie să ne luăm niște camioane de astea de pe internet. Am văzut că Volkswagen a scos un camion. Zăpadă! Sunt camioane din astea extra cum ar veni. Și ninge, bă! La mine nu ninge. La mine da. Dar nu știu la cât mai am bara aia de precipitație acolo. Tu o ai tot la jumate, nu? Da, eu n-am schimbat. Ar trebui și eu tot la jumate, că nici eu n-am schimbat-o. Eu n-am intrat pe cariera asta decât când joc cu tine, dar... Dar crezi că mai am jucat? Beznă, mă băieți, e beznă. Zice că ajunge... Vă-le ce urât-i. E beznă, beznă. În episodul trecut am prins zi, dar cam așa e, un episod pe zi, un episod pe noapte, din păcate. Da, cred că un episod pe zi. Da, pentru că nu avem tirul nostru ca să putem dormi, aia e problema. Dacă am avea tirul nostru, ne-am pregătit de o cursă și am conduce mai mult pe timp de zi, dar așa... Dai seama când o să avem mii de kilometri. Adică? Când o să avem câte o mie, două. Pe ce? Pe cursă? Cu camioanele noastre. A, făcut, zici tu, eu mă gândeam să luăm curse de 1000 de kilometri, că n-ai cum să le filmezi pe episoade. Poți să le filmezi pe episoade, dar să le truchezi, adică să le faci, să iei o cursă de 1000 de kilometri și să o faci în două episoade. Păi da. Doar așa, altfel doar pe live ai putea să joci. Intrăm pe autostradă sau mi se pare? Nu frânează, nu frânează deloc, fut-o-i familia, mă, să lui să-i fut. A luat 12%. Bă, Alex, a început să ningă la mine, mă. Am luat am 12 cu 2 cu 1. Cât ai? 12 cu 2 cu 1. 12 cu 2 cu 1, a început bine. Mamă, ce drop frame am avut, tu nu? Nu. Înseamnă că e de la PC. Hai că e bine. Bă, dar patinează, frate, nu, dă-i înainte, dă-i înainte. De ce? Eu merg ușor, merg cu 50. De ce, mă? Bă, dar patineza lunică. La mine, ce a început să ningă la mine, vai mamă. Mamă, dar ce ninge la mine, mă, Alex.
Ce e aici? De ce vă opriți? Vamă! Ce vamă, mă? Că nu este vamă pe aici. Da, e bucket pe ăla, hai. După care, eu sunt fix în spatele tău. Bă, dar nu se oprește, mă, nu se oprește, am luat avarie eu, că nu se oprește. Eu. Cum? Doamne, ferește așa ceva. 1% am luat. Cum se poate așa ceva? De ce nu s-a oprit, mă, Alex? Zii, mă, Alex, mă. Nu știu, bă, dar e din cauza la zăpadă. Scoate și tu modul ăsta de zăpadă, nu-ți mai bate joc. Mamă, dar e beznă, beznă, nu așa. Se vede nimic și uite ce ninge acum. La tine mai ninge? Aha, încă cum? Dar sper că nu ți-ai dat ștergătoarele la maxim. Ai pus așa să meargă lent. Nu. Eu așa le-am pus, să se oprească așa, să dea o dată, să stea, să mai dea o dată, să stea. La mine la fel. Că nu-mi place când se învârți acolo continuu, continuu, mă amețește. 480 de kilometri, mamă, câți kilometri mai avem, mă, Alex, ferească-mă, sfântul. Bine măcar că e autostradă. O, uite-ți ce s-a băgat ăsta în fața mea. Praf, praf m-am făcut. S-a băgat unul în fața mea, mă. Tu vă, nația să vă... Nu mai virează camionul la mine. Cât avaria? În 3 la camion. Mamă, mi-am uitat când, atunci când ninge, mă, alunecă camion. De ce ai oprit, mă? De ce ai oprit? Și te aștept! Păi de ce să mă aștepți? Păi ai spus că te-ai făcut praf! Da, dar eu când mă fac praf, de fapt nu mă fac praf atât de tare. Hai că oricum ajungi pe camion bun. Mamă, mamă, mamă. De ce nu mai pleci de acolo, mă? Am plecat! La mine pe hartă nu arată că ai plecat. Plecat. Ia uite ce aglomerație e pe aici, mă. Și nu se oprește camionul. Iar fac accident. Doamne fie. Abia aștept primăvara, zai. Și eu, sincer. Pe când? Pe martie, gata. Așa am zis că atunci de mărțișor. Orice ar fi, gata. Dă mărțișor la fete. Cred că trebuie să mă încadrez acolo, dar poate pot să-l depășesc pe ăsta, să vedem. Alex, vă, că a rămas rău de tot în urmă. Bă, faci tu o faptă bună de 8 martie. Cu ce? Cumperi mărțișoare și împarți prin vasului la fete. Da, mă. De ce, mă? Te las pe tine, că ești mai tânăr. Și ce vrei, merg în vaslui să dau mărțișoare la fete? Dai acolo, la Dorohoi. Te duci în Dorohoi și dai. Nu, că aici te-am iau cu topoarele la pădure. De ce? Mamă, 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 bă, dar nu se oprește deloc, mă! Mamă, ce patinează, mă, nu mai pot să urc aici, patinează de moare! Mamă, cum patinează, mă! Mă, les să mă bag, futuț! Sfut! Futuț familia în gură! Ce-ai pățit, futuț neam! Bă, te rog să pui... Acum spui aia cu tit. De ce ai făcut accident? Cam bap. Hai, cam 32 300. Cu 6 cu 4. Am luat 300 de euro amendă de la poliție, dar nu știu unde e poliția. Am 33 așa. Cu 6 cu 4. Păi ce ai făcut? Păi unul nu m-a lăsat să mă bag și am intrat peste el, l-am răsturnat. Păi tu n-ai văzut că se face ieșire acolo? Ce să mai fac? Dă-i bă, știu alea mai ușor. Aoleo! Ce ai mai făcut, mă, iar? Bă, nu frânează, nu e curbe. Doamne, 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 mă, Alex. Cred că noaptea asta o facem albă pe aici. Până ajungem, noi vezi că mai avem 440 de kilometri. Stai, mi s-a blocat. Hai de capul meu, ce ne așteaptă pe noi. Ninge de rupe, la tine mai ninge? Da, normal. Hai de viața mea. Mi s-a blocat tiro acum. Wroclaw. Vai, mă, ce faci de nu mai pleci de acolo? Încerc să ies. Păi da, unde ai rămas blocat? Nu știu. Dă cu spatele. Hai că merg în ce? Merg cu 50.
Ai ieșit? Da. În ce ai rămas blocat? Într-un parapet. Aoleu. Am tir bun și degeaba l-am. L-ai făcut praf. L-am făcut praf. Mai bine merge Renault-ul meu, vezi? Bătrânește așa. Da. Păi o să merg cu el fără probleme. Pe unde ești? La vama asta e. Dar nu e vama, mamule, e stație de plată. Stație de plată. Plătiaș vama. Cât ai dat? 50 ceva, parcă. 60. 1050. Aaaa. Ți-a luat țeapa. O văzut că ești cu un tir vai de capul tău. Să știi, ce o să ai, că eu mai ieftinul ăsta. Câți kilometri mai ai? 443. 410. Păi da, ai dat? Dacă merge Renault ăsta, rupe Renault ăsta asfaltul. Ei da, ușor. De bea acum am prins 90. Dă-i mă viteză, ce ai? Ei da, bă, cât la ce... Ce ai, mă, că pe aici e liber, drum drept, ce ai? Dă-i viteză. Da, dar ce-am tot alunică. Nu contează că e drum drept. Dă-i viteză. Bag acolo, dă-i schimba 3-a, 4-a, 5-a, 10-a. Bă, chiar m-am gândit să-mi iau volan ăla cu schimbător. Păi de ce nu ți-ai schimbător? Auzi papagalii. Se au papagalii. Aeros, mă, dar cine stă la roșu la ora 11 noaptea? Hai să fim serioși acum, n-am mai avea nicio șansă să opresc, mă, băieți acolo. Puteam să pun frână cu oricum, nu m-am mai oprea, deci n-avea rost. Ce treabă ai tu cu papagalii mei, bă? N-am nicio treabă, i-am auzit acum. Ce arte, ce fac? Se bat. Hai, mă, Alex, mă. Mă ajungi sau nu mă ajungi? Mi-am 415. 380. Încerc să-i dau, dar câți îi mei dau? E viteză maximă. Să spui când ajungi pe la semaforul ăla. Sare injectoarele. Aoleu, zaiule, ce să-i dau mâncat, așa că mă fac praf. Păi de ce te faci praf, că e drum drept pe aici. Drum drept, dar eu e full cu mașină aici, pa. Ce ai, mă, că eu n-am nicio mașină. Știi cum am evitat? Am trecut așa pe lângă ei, printre ei. Eu n-am nicio mașină, vorbesc serios, de pe mai trebuie o mașină așa din când în când la mine. Ce semafor, bă? E un semafor, nu zici când ajungi la el. Vreau să depășești niște peruși acum depășesc eu. Am ajuns pe la semafor. Aoleu, aoleu. Am trecut pe semaforul roșu. Două roșu era și la tine? Da, cred că era stricat. Ecă. Bă, ui și papagali! Ui și papagali din colivie? Da! Lasă-i, mă, să stea și ei puțin liberi. Aoleu, mâncava! Dă-i roșul de mai ușor! A, că am luat 4 la asta avarie. Ei, bă, nu, deloc, nu, 32. Dar deloc nu virează, mă. Bă, tu ai depășit camionul ăsta? Mă duc sanii, nu am depășit niciun camion. Înseamnă că s-au avut curbe pe aici, de intrat el. Aoleo! Bă, dar greu de condus pe aici, prin curbele astea. Bă, vin mașini din față doar când mă bag eu în depășare. Cât mai e, bă? Aoleo, bă, nu virează, mă, deloc. N-am luat avare, am intrat pe curbe. Câți kilometri mai? 337. Tu? 360? Văleu? Bă, e greu tare de condus pe vremea asta. Ah, poliția, m-a luat poliția, mi-a dat 700 de euro. De ce? De viteză sau de ce? Da, mă prins cu plus 13. Hai că te-a prins bine, bine că te-a prins mai rău. E bine măcar că e liberă șoseaua, nu sunt atât de multe mașini, că dacă mai erau și multe mașini cu vremea asta, cu nisoarea asta, era papa. Se duce sanii tirul meu în ăștia. Da, și la mine s-a dus sanii de vreo 2 ore acolo prin curbele alea. Bă, da, s-au dat toate mașinile pe margine. Gata, s-morte. Fai, mă. Ce ai zis, mă? Să ferești toate mașinile când merg eu pe două benzi odată. Ce vorbești, mă, ce greu e de condus. Am 36, cu 7, cu 5. Iar ai luat avarie? Dar m-am izbit în vreo 15 până acum. Păi de ce?
Că alunii, că iete, iar m-am izbit. Ia 8. Păi conduci tu mai prudent. 8. Nu mai ies de aici. A, de mă-ți bat joc. Am intrat pe cap. Păi de ce nu conduci mai aici? Am ieșit. Ce bă? Dacă-i dau ușor, dacă-i dau ușor, dă-i mai, bă, mai tare. Dacă-i dau mai tare, dă-i mai ușor. Eu am mers și cu 50, mă, prin curbele alea pe acolo. Și tu? Tot am intrat pe parapet și pe... E, păi... Păi nu mai merge așa tare. Cât mai ai? 330. Hai, tu mai ai 305, vezi că mai ai ajuns ușor, ușor. Tu mai ai? 300. Aha. Cât te-ai dus mai tare? De-abia acum am prins 90, în rest am mers cu 50, 60, că a fost curbe, a fost urât rău drumul. Bă, nu, bă, scoate zăpata, bă. De ce? Bă, alunică într-una tirul ăsta. Uite, acum am trecut pe lângă fabrica de lemn din Orhoi. Bă! Ia să te uiți, când te, să zici când treci pe lângă fabrica de lemn din Orhoi. Scrie doar Orhoi pe ea. Da, 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 ia să te uiți bine. Scrie funerare. 5, mă, intersecția, oleu. Am și eu un tir în față, sper că nu face dreapta. Aoleu, dreapta face. Când văd că tirul meu începe să alunce, îl lăs să se ducă. De ce? Păi mi-ai fost să-l controlez. Bă, da, ce alunecă, mă, și cu 20-30 la oră alunecă dacă faci curbă. Păi trebuie să mergi 5, low. Doamne ferește, și mai avem 280 de km, tu-ți dai seama? Am 300. Doamne, doamne, cât mai avem, nu vine să cred. Prea lungă cursa și e foarte greu de condus pe vremea asta și noaptea, nu vezi? Tirul alunecă, dacă s-ar opri zăpada, din soare ar fi altceva. Tot ai conduce greu, pentru că nu... Ia, am trecut și eu pe aici, pe la lemne. Da? Da. M-am văzut pe mine acolo, la chiar asta. A, uite ce curbe urmează în față, mă, fai de viața mea. Da, minus 780 de euro. De ce? Mă prins poliția. Pe unde era poliția? Chiar aici, la curbă. Dai, bă, mai ușor, că e unul aici care e futui. Eu și eu am avut un tir în față, am mers ușor până acum, acolo am depășit. Am ăsta cu lemne. Ce, ai un tir cu lemne în față? Da. A plecat de acolo, de la fabrică. Ăsta care fură lemne din pădure, de la Vaslui. Da, nu prea sunt păduri pe aici. Nu. Nu prea. Urs! Acolo la tine, că acolo e zona mai muntoasă. Frână, 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 frână! Eu de ce spun frână? Oleu, 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 nu, de mine zicem. Dacă-i dai, dacă mergi o leac mai încet, te ajung. Eu am 20 la oră, 30 am. Cât mai ai? 255. Mai am 270, dacă-i dai, dacă mergi cu 20, eu te ajung. 20, am, că urc un deal acum și a mea nu urcă, patinează. Da. Cum huruie. Mă ajung sigur până la urmă, mă ajung și că a mea merge greu, că am dat de dealuri, de... Mi-au spangsonul? Nu, no, nu. No. Uite, mai am fix 250. Mi-am 260. Mai ai recuperat 15 km în ultimele 2 minute. Iar mă lua poliția, mi-a dat 500 de euro. Bă, dacă nu ai luat de amenzi, ferească, mă, sfântul. M-am intrat acum într-un parapet. Aoleu, mă, dar ce alunecă iar. Bă, 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 bă. Am intrat și eu pe câmp, pe arătură, pe ce vorbești, mă. Bine că nu vin mașini, măcar că dacă mai veneau și mașini. Am de avare pe remorcă și marfă. Eu nu am, decât pe camion am 5, 4. A, 4 și 1 pe remorcă, dar nu știu de pe remorcă de unde am. Bă, ce deal ai zis că urcai tu pe aici, că aici nu-i deal? Nu știu, a fost un deal oricum, a fost un deal. Cât mai ai? 230, 230. Tu? 244, praf. Hai, praf iară. Prafiară, 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 prafiară. Oh, 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 praf, 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 praf m-am făcut și eu. Hai de capul meu. 6 cu 1.
Bă, îți dau... Facem așa, facem... Nu, da, un dual video, știi? Când se întâmplă ceva la mine, pui la mine. Toam, dar chiar că atunci cred că e... Era o curbă, mă, și ăștia au pus parapetele. Cred că e panorama rău acolo. Au pus o curbă din asta de beton, n-au pus din asta ca să pot să o evit. Și am intrat direct în beton. Hai, băga mi-aș, copaci, copaci! Câți kilometri mai e? M-am făcut praf, am 100%, ești prost. Glumești? Am 67 cu 16 cu 11. Hai că merge, merge. Hai pleacă tirul de aici. Ia de... poți să repar dacă trebuie să te duci în Poznan. Dar trebuie să te aștepte eu mult, aia e problema. Și unde Poznan? E lângă noi aici. Dar trebuie să te aștept vreo 5 minute 100%. Dacă te miști repede 5 minute, dacă te miști greu vreo 10. Eu pot să parchez aici undeva la un din ăsta de dormit și pot să te aștept aici dacă vrei. Ia vezi că m-am teleportat acum. Da, te-a dat în Poznan. În Gasnad l-a dat. În? Gasnad. Poznan, mă, ce Gasnad. Bă, 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 bă. Nu, se oprește, mă, băieți. Eu n-am ce să-i fac. Cum să-i o curba ca să se oprească? Că nu, dar îmi dau seama că trebuie să merg mai încet, dar cât de încet. Ai de capul și de zilele mele. Câți kilometri ai? Avarie. De unde am luat avarie? Nu știu. 205. Am 233. Ohoho! Hai mă, că eu la mine nu mai pot să plec de aici, ce patinează. Ai de capul meu, mă, băieți, ce am pățit aici. Nu mai trebuie curs în asta. Hai, dar ce patinează. Eu nu oricum pot să pe asta nu iau nimic, dar hai. Eu nu pot să urc mai aici, pe autostradă, nu pot să urc. Patinează de moare. Ai plecat din oraș? Da, mă, da, bă, bă, da, bă, bă. Ce ai făcut, mă? Bă, nu pot, bă, deci vreau să intru pe un drum, intru pe ăla. Păi și la mine, la fel, am voiam să ies acum să prind ieșirea și am intrat pe contrasens. Nu vira deloc. Dă-nă măsa de tir cu zăpada lui. De la bă, nu mai filmăm, bă, avem episod până în februarie, mai filmăm pe lumea, și gata. E de la ninsoare, mă, de la ninsoare, că dacă n-am ninge, nu am luneca așa. Încerc să-i dau, dar oricum nu te ajung. Dă-i și termină cursa și... Da, dar merg încet, oricum, așa, deci la oră și acum ajung în punctul ăsta de plată și aici merg încet, durează până plătesc. Mă ajungi, că oricum tirul tău trage mai bine ca meu. Am 90 și mai am 223 km. Am plătit, eu am... cât ai? Mai am 220 km acum. 220, eu am 197. 20 de km diferență. Recuperezi. O, visă geată te văd. Ce ai, mă, că mă ajungi, mă și întregi, cred că. Da, dar am curbe pe aici. Am curba aia unde n-ai intrat tu. Da, acolo. Așa, am prins unul în față acum. Da, da, e autostradă după. E așa, și am luat-o pe contrasens. Da, am dat cu spatele acolo. A, dacă urc aici în sus, unde mă dă? Pe contrasens. Cum, nu mă dă pe stradă? Păi eu știu pe unde ești tu, mă, acum, trebuie să mergi pe unde zice GPS-ul, știu pe unde te-ai băgat tu. Nu știu. Mai am 188 eu. Ei dăm, băieți, o să fie un episod probabil de peste 3. Ce am făcut, bă? Ce? Am ratat acolo ieșirea și am intrat pe contrasens, am dat până în deal și am întors. Păi, dar n-aveai în deal cum să te duci. Eu am dat acolo, da, da. În spate. Eu nu mi-am dat înapoi. Mi-am dat înapoi. M-am urcat până sus. Păi de ce te-ai urcat până sus? Păi nu mai avem cum să dau înapoi. De ce? Era remorca prea întors. Aoleu. Îți plătesc. Se aglomerează și drumul pe aici, ușor, ușor. Prind să-i doi în față. Da, dar e autostrada, aici mergi bine, nu mai e drum cu bande. Acolo a fost greu, a fost teroare. Trebuie să intrăm cât de curând în Germania, probabil o să trecem vama cât de curând. Din Cehia în Germania. Am plătit de două ori. Cehia, nu? Polonia, mă? Am plătit două ori. Da, da, trecută partea. Cum ai plătit de două ori? Am dat două ori pe Space. Enter. Dar nu cred că ți-a luat bani de două ori. Oricum nu mi-a banii mei, dar hai.
Nu-ți ia banii tăi? Nu. A, e firma pe care nu te-ai angajat. Mamă, dar ce drum drept pe aici e, fai de mine, te duci întins. Eu nu, că am full de mașini aici. Eu am, dar le depășesc. Și nu pe bază de urgență. Eu n-am cum. Le depășesc regulamentar, n-am nicio problemă. 90 la oră, constant. E super drept drum pe aici, te duci. O să facem ăștia 160 de kilometri instant. Tu câți kilometri mai ai? 180. Dacă nu greșeai acolo ieșirea, intrare de fapt, ieșirea, intrare. Era în spatele meu aproape. Încerc să-i dau, dar oricum nu te prind. Mai urmează niște puncte de plată prin față, deci ai șansă. Ce, nu trebuie să plătești eu? Da, dar îți pleacă mai repede de pe loc. Recuperezi acolo vreo 5 km, 100%. Numai prin plecare de pe loc. Cât mai ai? 140. Mai am 170, mă, ciptin. Cum, mă, că e tir mai bună tău, cum de nu duce? Vrei să duc, e limitat la 90, frate. A mea are 87 acum. 88. Dar e bun pe autostradă. Vezi că a fost bună cursa, pentru că am avut jumate de drum cu drumuri din alea grele și jumate cu autostradă. Ce-a făcut mă ăsta? A luat foc? Ce? Se fum din el? What? Mi se părea, băieți, că iese fum din ăsta. 120 am eu. Aici ce se întâmplă? Văd un indicator, dar nu am văzut bine ce se întâmplă. Urmează stație de plată. Urmează stație de plată, văd că Alex vine săgeată și el. Unde mă, că mai am 155 km? E 115. Totu-s mult, mult! Gata, eu acum opresc. Frână, 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 mă, frână, mă, frână, mă, frână, mă! 10% avarii. Am pus frână ca să-ți dai seama de unde am pus eu frână și tot nu s-a oprit. Dar și la mine eu dau cu space-ul și degeaba. Incredibil, aș. Păi și cu space-ul și cu frână și tot nu s-a oprit și am pus... Eu mai opresc și motor din când în când, știi? N-am luat avarie decât la prostia asta de bariera aici și dincolo. Am 10 pe camion, 2 pe remorcă și 1 pe marfă. Și nu trebuia să am. Eu oricum nu mai iau nica, că am 19 pe marfă. 11 am. Nu trebuia să am eu, nu trebuia. Bă, ai plecat de acolo la plată? Da, acum. Mai am 133 km. 112. Deci mai am o grămadă până țin. Pe une, că am stat mult la plată eu acolo, că m-am intrat în bariera, a trebuit să dau cu spatele. Aici e vama, cred. E vama, mă, Alex, e vama. Și te oprești și tu acolo două minute. E vama, controle. Păi oprești tu acolo două minute și... Vama, vama. Oprești două minute și ne întâlnim. Dar nu e nimeni la control, mă, aici. Cum, deci, treci așa? E liberă vama, da. Nu te controlează nimeni. Bă, ajung acum eu la punctul, tată. Am mers cu 40 eu prin vama. Am trecut regulamentar prin vama, nu pe cu viteză. Că prin vama trebuie să mergi mai... Frână, 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 futut! Frână! Ce, ai intrat și tu în barieră? A? Da, normal. Cât ai luat? Dar eu am o grămadă pe tir. Am 2 la tir. Hai bă, dă-i o leacă mai ușor. Câți kilometri mai ai? 90 fix. Mai 130. Vezi, ai recuperat totuși. 10 km ai recuperat. Eu trec prin vamă cu 90. Eu am mers cu 40 în vamă. Deci am intrat în Deutschland. În Germanica. Hai că ajungem și noi băieți la destinație, văd că patul meu e aproape pe roșu. La tine cum e patul? Roșu. E roșu deja? Da. La mine nu e roșu. E la limită să fie roșu. Dar oricum mai am 97. Ajungem, e mai 70. 70 de kilometri.
N-ar trebui, hai că rămân pe banda asta să-i depășești pe nimurici ăștia. Ce mă? Fum negru ăștia, ce poluează aerul, ce fac ăștia de scoate? Eu cred că le-au foc mașinile. În pădure, la peștană, pe creguțe de tufar. Nu știu ce cântă Alex. Stai că eu aici nu știu ce trebuie să fac. Eu nu știu ce mai am 80. Fac. Mai am 50. Bă, dar ce-i dai, bă, cu ce mergi pe animalul ăla? Dar eu nu știu ce trebuie să fac aici, cred că trebuie să merg în față, da. Mamă, nu, la dreapta, la dreapta, la dreapta, la dreapta, la dreapta, la dreapta. Bă, fițar licurici. Ce licurici, mă? Aștia cu mașinilor. Aaa, mai am 40. Mai am 69. Merge greu tirul ăla tău, mă. Eu, mă. Da, de am 50 tone. Sunt foarte aproape de Berlin. Deja văd Berlinul. Da, praf nici eu, ei. Praf mă fac. Mamă, mamă, ce noroc am avut. Ei, bă, bă, poate faci tu alea cu praf, să te ajung și eu. Păi m-am făcut acolo bariera aia. N-am și necat, cred că m-ai înjurat. Am făcut mă praf la bariera nu. Aia și la bariera de dinainte m-am făcut praf. Bă, leu, ninja și-ai dat cu 90 în curba aia. Bă! Ce proastă. Ce? Dau o toleacă. Ce ai făcut? Dau cu 90 în curba. Da, o să luat oboseala pe meu cască. Și pe meu. Mi-am 41 km. 15. Bă, dar e dat. Bă, dacă Renault duce. Renault nelungat. Vezi, e mai bun Renault ca Volvo. Bă, futuți. Uite, deja te văd, mă, mai ajuns ce ești nebun la cap. Are accelerația aia nebună, tu. Pleacă de pe loc instant aproape. Mamă, 18 cu 13. Iar ți-ai luat avarie? Știi cum a mers de alatul a mers. Păi de ce? Am intrat în remorca lui 1 și l-am târât cu tocmine așa de alatul pe strada. Nu, se oprește degeaba, băiți. Poți să pune o frână, 280 de euro amendă. De la semafor n-am pus să opresc pe roșu. Eu nu înțeleg cum la ora 4 dimineața semafoarele încă merg, că n-ar trebui să meargă. A, la voi, la Vaslui, nu merg? Păi în orice oraș, în mod normal, nu prea merge. La mine merge. Păi dar nu e trafic, mine merg. Nu e trafic și n-are rost să ții semafoarele dacă nu e trafic. O cursă până la urmă, băieți, pentru mine, eu zic că e ok cursa. Singurele avarii pe care le-am luat au fost acolo la bariere. Alex a făcut-o praf. Praf, 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 praf a făcut cursa. Trebuie să se ducă la servis. A, dar tu știi că tu iei 13.000, eu nu iau nimic. Poate îți dă-și ție ceva acolo. Da, cursa, vezi că a fost foarte bine plătită. Dacă m-am găsit așa, dar fără... Păi da, nu e vina mea că tu faci accidente, mă. Din cauza ta, mă. Păi de ce din cauza mea? Păi da, o să te ajung. Eu am ajuns la destinație, acum parchez. Am intrat aici, am adus ăsta în... Hai, dai lui măt amendă. De ce ți-a dat amendă? Poliția. Iară poliția, mă? De... Am 55.000, deci... Și am făcut o curs în plus. Da, tu ai trecut și pe roșu. Ai luat toate semafoarele alea pe roșu, eu sunt sigur că tu n-ai luat niciun semafor. Ba nu, le-am luat, am luat unul pe roșu. Mai văzut? 700 mi-a scăzut, nu, sunt în meniu. Ai văzut, bă? Nu, sunt în meniu. 700 mi-a scăzut mie, mă. Uite, eu am făcut level, iar. Deci eu am 3 pe, ține minte, eu am 3 pe ADR, 2 pe distanță mare și 2 pe bunuri de valoare. Acum pun 1 pe marfă fragilă, ca să avem 2 pe fiecare acum, da? Băieți, o să încheiem aici episodul, nu mai stau să caut cursa acum pentru că oricum ne alungi foarte tare cu episodul ăsta. Văd că și Alex a făcut cursul ăsta, că pe mine m-a dat pe la Debrețin, noi suntem la Berlina cu ea, să ne ducem la Alex să-l vedem. A ajuns și el acum, a intrat în curte.
Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să mai vedeți în continuare întâmplările noastre din trafic și ce drumuri o să mai străbatem, lăsați acolo un like, lăsați un comentariu, să strângem măcar 30 de like-uri, măcar 30 de like-uri, băieți, la acest episod și ne vedem la viitoare, numai bine. Pa, pa!